De ce nu ai spus măcar o dată tu, fetiță? De ce m-ai denigrat? De ce m-ai pus în poziția de fraier că alerg după tine? No, când tu ai fost aia? Eu n-am cum de să fiu prin natura mea fraier. Marius a cucerit o femeie, Livian, talentul lui, a cucerit o femeie, da? După cine ai cucerit? Filip a cucerit o femeie. După cine ai cucerit? Eu? Alo, eu am luptat pentru un bărbat. De când ai venit aici, te victimizez în continuu, că nu știi, facem noi împotriva ta, dar cine ești tu, Cătălin? Liviane, pe mine nu mă puteți acuza, eu sunt nou în casă. E prima tentativa mea de relație, ascultă-mă. Ea a avut vreo 3 tentative, 4 de când e în casă. De ce n-a mers niciuna? Doar oamenii asta slabi. Și eu, mă. Fetelor, și pe tine. La început o zi la slab. Fetelor, eu un cățeluș. O periau, alea. Bă, nu cred că s-au lăsat pentru că sunt slabe. S-au lăsat pentru că sunt slabe în emisiune. Adică au nevoie de cineva puternic. Păi și... Eu așa... Marius! Mie vine dracu! Nu, mă! Fetele, dar cum să zici și tu asta? Marius, eu vorbeam cu ea din sezonul 1 și toată vara am vorbit cu ea. Băi, dar vorbiți, frate, bine. La umbra nucului bătrân. Rând, frate. Berna, dar și că te s-o lăsa de Turcu și Roxana pe Ela. Ce, bă? Cum adică? Ce? Influența, pe nu te-ai întors? Sau nu, tu după nu te-ai întors? Ai avut și tu un weekend? Ai avut un weekend în care, da. Ți-a zis Turcu, ți-a pus la... Și tu, adică ești om slab? Chiti pe ea. Ești om slab? Nu mă treabă. Păi, nu sunt om slab. Eu așa cred eu la un... Nu mă, păi ce, n-am continuat. Eu cred că ți-a zis dosarul ei. Că în orice situație. Păi el mi-a zis, dar el mi-a zis. Aia zis. Te-ai lăsat influența prin un frate. Foarte amabil. Cătălin! Ești om slab, că a zis. Cătălin! Păi da, problema, nu m-am luat. Auzi, m-ascunzi, Cătălin! Cu ea 3 săptămâni, despre ce vorbim? Cătălin, m-ascunzi. Eu tot vorbeam, frate. Păi da, el îmi spunea omul, dar eu nu aveam treabă. Auzi, de fiecare dată... Era subiectiv. De fiecare dată, Cătălin, nu doar. Nu știu cum se face. Faci ce vrei, uite. Dar eu știu ce gândești el. Că mereu ție cu Roxana. Mereu ți-o vreau să vreau să vreau. Nu cred că te-a încurajat cu nicio vorbă să vorbesc. Nu știu ce se întâmplă. Hainele. Nu încurajam dacă era afară. Gen, bă, cunoaște-o, păi tu propria părere. Nu ți-ai zis asta. Foarte urât. Tu mereu nu știu cum se face. Băi, Cătălin! Da. Nu știu cum se face, că mereu tu îți apărarea la rața la aplauzul omului ăsta. Nu, ba, nu, i-ai de condamnat. Aura. Cum adică se folosește? Ne folosește. Dar că oamenii s-au simțit Andreea, să nu iau Andreea, 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 nu aplaud pe ea în speță. Dacă eu mă folosesc de tine, bravo mie. Mai rău de tare, Cătălin. Vorba că noi am crezut o prietenă. Nu mă pic să l-au zis. Ce ai zis? Ne-am mai crezut. E foarte simplu, dacă eu mă folosesc de tine, Andreea Pirui, eu mă folosesc și eu câștig. E prea mult. Și tu ce caracter ai dacă... Păi, Cătălin, n-ai să zic o nimic. Păi, nu zic chestia care a zis-o ieri, că ai de jucat și mai jucat. Dar eu am să vorbim, dacă te-ai spus la 10, tu al 11-lea nu trebuie să fii la fel care ai spus. Dar eu nu care ai spus, dar tocmai. Cătălin, tu ziceai de Bianca și de Livianca, faci bravo, vreau să-ți scoți afară. Vreau să-ți scoți afară, vreau să-ți scoți afară, nu te-a folosit de mine, nu. Cum nu? Băi, Cătălin, eu aveam avantaj. Vreau să-ți spun și ceva, dacă nu vii să-ți scoți afară. Păi și el avea avantaj și am mâncat. Păi da, și atunci, eu n-am judecatul pe ele, de ce o judecă? Deci tu ai făcut strategia numai ca să rămâi în casă? Nu, eu n-am pus vreodată. Adică ai luat parte? Vezi că nu ești așa și curios că stai în casă sau nu. Era prima săptămână. Da. Despre ce vorbim? Păi da, să ne vorbiți noi oameni. Da, sau a doua, prima sau a doua. Două săptămâni s-au făcut strategii. De fapt, nici două, una s-a făcut atât. Doar o săptămână s-a făcut. Cătălin. Că v-a folosit pe voi la un moment. Păi da, dar eu nu o judec pentru treaba asta. Bravo, i-a fost deșteaptă. Tu ai fost fraier? Bravo, asta zic. Nu a plăcut. Nu e Andreea, că de la casă cineva. Nu știa simte să o complimenteze. M-a ajutat, nu a folosit. Cătălin, Cătălin. Da, dar să nu se baite, eu nu mă bai. Asta e, mi-am luat-o. Să nu se baite. Asta spun. Nu poți să judeci un om că e mai deștept la un moment dat ca tine în viață. Că nu se baite. Asta e. Când te vădă pe ecran, pe conexiune, trebuie să vorbiți cu noi, nu voi între voi. După puteți să vorbiți. Da. Îi spune că nu s-a voi vorbi în același timp. Tu nu, nu ai cum să aplauzi un om ca și dar Roxana. Dar n-am aplaudat. Bravo ei. Nu, nu bravo există. În general ăluia care e profită. Nu există. Dacă eu am un prieten și îl fac, trebuie să mă aplauzi. Păi, dar nu-s prieten. Dar ce caracter are că prostește? Lăsați-mă cu prietenia asta care azi e, mâine nu mai e lăsat. Dar eu vorbesc în general, nu din casă. Da, da, prietenia e prietenie. Aici nu e prietenie. Aici trebuie să fie omenie. Cătălin, eu am fost în sezonul 1, Cătălin. Ok, întreabă ieri de ce a găsit scuze am vorbit, la faza care a făcut-o, unde spune mesajul. Chiar vrea să vezi că urșe că tu cum e de el. De asta că nu a fost. Adică, orice găsesc tot. Eu am fost foarte bine și mereu, mereu am apreciat-o. Nu i-a spus care, ce mai frumos cum. Tu ce ai zis, ești prietena mea vreodată? Niciodată, mi-a
frumos și corpul, dar nu vreau să spun prietena ta. Niciodată nu mi-ai zis asta și nici eu nu ți-am zis chestia asta și când în vara vorbia Roxana. Niciodată nu mi-ai zis asta, fata, am stat amândoi, ți-am făcut poze afară, asta nu înseamnă că sunt prietena ta, că îți fac niște poze, despre ce vorbim? Eu nu mă dau între retragere, acum, Doamne ferește. Dar dacă voi v-ați simțit folosite, e strict problema voastră. Eu am să mă ajutat, m-ați ajutat. Dacă voi v-ați simțit folosite, e problema voastră, mă, frate. Ceva la Cătălin. Ce-o zis ieri? El m-a strofat pentru eu, cer să vă spun, n-are rost. Fiți pentru voi, da. La revedere. Nu mai mulțumiți pe nimeni, că oricum nu o să primiți nimic în schimb. Exact. Da, 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 da. Bai, ați ascuns-o Cătălin, are bărbat, îl face pe la spate, îl înșală și voi ajutați. Da. Nu din asta nu trebuie ajutat. Băi, Cătăline, ia stai un pic, ce ai zis tu? Eu nu înțeleg nimic acolo, că-mi țipă Bernard, zici că e goarnă din aia. Nu am înțeles ce ziceți. Așa, bun, ce ai zis? Am zis că e vina voastră, așa? Dacă voi v-ați lăsat influențate de Roxana, da? Nu e vina Roxanei. Eu nu m-am lăsat, frate, nu m-am influențat de ea. Prima săptămână, stai un pic, hai să o luăm logic, da? Dar nu vorbim hai despre voturi sau gală, nu. Vorbim despre... asocierea asta cu totul, de când da, casă. Despre toată asocierea asta. Okay. Bun, eu am venit aici, am vorbit prima dată cu Roxana, da? Acolo. Așa. Am vorbit, mi-a dat niște sfaturi, nu m-a influențat, asta e problema. Faptul că ea s-a certat cu Filip sau că s-a certat cu Turcu. Nu te interesa pe tine, că tu ai capacitatea să destingi lucrurile. Diana, normal. Diana, influențat, știu deja ce vrei să zici. Tu ai vrut să crești în ochii ei. Asta deja e o te-a influențat indirect. Bă, n-are loc să crească în ochii, cât a vrut să stea în emisiune și a fost-o pe ea un exemplu, un model de urmat. Nu poți să judeci pe ea, asta spun. Eu dacă m-am prietenit cu Cristiano Ronaldo și vreau să ajung și eu ca el și el prin influența lui are influență negativă asupra mea, eu nu pot să judec. Exact, dar eu nu m-aș așteptat din partea Roxanei să fie așa. În primul rând, Roxana avea influență în casa fetelor. O judec. Ele au câștigat oarecum. Nu, ea e judecată, ea e judecată pentru că nu a arătat acel feedback pe care l-o primi, adică exact. Ce-o primit ea, n-o dat înapoi. Pentru asta e judecată, nu că ce-o făcut ea s-o... Da, exact, da. Că până la urmă, dacă este de partea lor. Dacă mă întreb pe mine, și ea s-a folosit de Roxana. Înțelegi? Pentru că ea și-a văzut grupul. A rămas în emisiune. Asta zic. Un pic. Hai să mai luăm și altfel. Eu mi-au aminte exact cearta între tine și Berna când nu era cu Fili și Berna era geloasă pe tine că umblai mai mult cu Roxana. Roxana umbla mai mult cu tine decât umbla cu ea. Ți-au ce aminte? Da, da, știu. Aici știi cum e. E simplu. Nu, aici e simplu. Berna când a venit aici a vrut să fie aceeași prietenie, dar de fapt a găsit-o pe Diana. N-a mai fost aceeași prietenie. Aici știi cum a fost. O mână o murdărește. Exact. Așa a fost la voi. O mână o murdărește pe alta. Așa a fost la voi. Ceva de genul. Oarecum e așa folosit. Eu i-am dat ei niște sfaturi. Problema e că dacă o să o luăm așa și în voturi și în tot. A, da, dacă stau să mă gândesc bine, crezi că eu nu am realizat de ce am ieșit eu favorită doar în prima săptămână când am venit aici, când Roxana trebuia să ia banii. Și Cătălin la fel. Cătălin, ai mai ieșit? Nu. Bun, protejat, așa. Ai mai... Bun, că te-am votat noi și asta, dar așa ai mai avut, dacă vorbeai cu Roxana, am mai avea Roxana un avantaj să te voteze? Nu. Să te protejeze? Nu. A, păi normal, că la fel și eu. A doua oară când trebuia să ești protejată, i-am zis, oarecum eram vezi? Jos. Și tu, faptul că ai fost prieten exact. Cu ele, și ele te-au așa protejat. Exact, a fost influența Roxanei. Da, dar uite că eu în continuare vorbesc cu Diana, eu consider... Știi care e problema? Care a doua oară când trebuia să ies eu din nou protejată și a venit Berna în casă, eu eram jos cu Roxana și cu Berna și Roxana a zis că când a fost vorba să ia banii, m-a protejat Turcu, m-a protejat în fine. Și după aia zic că... A doua săptămână. Ea zice, stai să iese și Berna protejată. Ea te-a protejat pe tine ca nevoie de cine. Importantă, dar nu e. Tu te-ai lăsat protejată. Berna protejată, ea zice, Roxana, că eu vreau să fiu protejată. Și a zis... Gunoaie, dar ca toate putem să creăm aici, crede-mă. Ea ținea la mine. Îți fac niște gunoaie de nevăzut România. Fata, eu nu mai vreau fiecare votează protejează pe cine vrea. De ce să te protejeze Turcu pe tine, zice mie? Păi stai puțin, că mă ajută, că dacă te protejează pe tine, e nul, oricum. De aici mi-am dat seama de anumite chestii, înțelegi? Dar eu a lăsat așa. Iar acum în gală, ea zice că nu era prietena mea, că... Na, că zice că nu a fost prietena mea, că... Dar a menționat cuvântul prietenie, cum face? I-am zis așa, că nu cunoaște sensul cuvintelor. Era fix aici în față, i-am zis, Roxana, dacă Turcu pleacă acasă, nu cunoaște sensul cuvintelor, băiatul ăsta din cauza ta, și tu nu te descalifici, prietenia noastră se termină aici. Și a început să plângă și mi-a zis, tu nu ai încredere în mine. Exact așa. Așa, mă, și a fost eliminat Turcu. Turcu a rămas în casă, a rămas și în casă. Dacă Turcu pleca, mă, nu... Faza cu Turcu... Mă deranjează că tu aici în gală ai zis că prieten, că dacă tu nu ai încredere în mine, da, oarecum tu mă considerai prieten, înțelegi? Că m-ai ajutat, dar am zis prietenă vreodată că ești prietena mea? Te-am vorbit, ascultă-mă puțin, eu în cameră cu tine am vorbit multe chestii, n-am adus niciodată aici și nici tu. Normal, dar eu n-am... Că nu înțeleg, dacă nu erai prietena mea, aduceam aici mult.
și tu la fel despre mine, da? Exact, normal. Păi și atunci că nu înțeleg unde e vorba, ce vă afectează cu voi? Dar zis că nu era prieten. Ca fete, v-ați simțit folosite, e problema voastră, nu v-am folosit. V-a rugat să faceți ceva pentru mine, punct. Ce mai vreți mai mult de atât, că nu înțeleg. Da, ce mă mănâncă pe voi, mă, ce vă râde pe voi? Dar în favoarea lor ce ai făcut? Ai ce să fac? Diana, mai câștigi, n-ai ce să faci. Diana, 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 a fost corectă față de ele. Cătălina a avut de câștigat pe urma Roxanei și ea și Berna. Păi, mă, tă grupul ăla. Ce au câștigat? Au fost expuse la eliminare. Urma Turcu au câștigat. Expunerea la eliminare a câștigat Diana cu Berna. Nu asta, nu mai expunere la eliminare. Ce altceva au câștigat fetele? Nu veneam în emisiune. Că dacă erai așa de la nu mai venem în emisiune. Eu nu vreau să vin în emisiune. Să știu, am greșit. E simplu. Livian, da. Vrei să spun ce a câștigat Diana și cu Berna? Te rog. Expunere la eliminare, în afară de asta nimic. Păi, Roxana, ce-o zis? Păi, au fost votate, au fost votate de trupa lor. De trupa lor au fost votate. Pentru asta judecați ei. Eu, un partidul meu, un partidul romilor, să votez un rom înspre eliminare? Niciodată! De astăzi chiar nu mă împartă. Aici, înscrierile în partidul romilor... Nu s-o păsat nici înainte, Roxana, nici eu sunt partidul meu, care vreți să vă scrieți? Dar dacă voi v-ați scris că plătim la voastră asta. Și pe restul... E problema voastră atunci, v-ați scris voi în creierul vostru asta. Ofer fonduri nerambursabile! Adică care nu trebuie să mi le dați înapoi. Dar Cătălin nu cunoște pe Ligi. Da. O să cunoască pe Ligi când de ea vorbește urât și de Roxana e cea mai șmecheră, cea mai wow. Eu sunt o femeie matură și eu fac foarte repede calculele și mi le-am făcut foarte clare acum. Ce ai înțeles? Că la omul ăsta nu e de mine, scurt. Și nici mie din acest moment nu mai o să-mi fie de el. Pe Ligi, eu nu o subestimez. E o fată care vede, calculează și înțelege tot ce se întâmplă în jurul ei. Pot să-i zic eu... Tot ce vreau, ea își folosește prea tot ochii și creierul, după aia, urechile. Trebuie să înțelegem cu Eligi că este îndrăgostită. Spui aici că caut forțat atenția ta și că sunt disperată, cu jap că ați caut atenția și așa mai departe. Asta nu înseamnă respect față de mine. Ce să faci în viață mai și cum ți-a zis Diana în mașină atunci când acum un ultima e problema voastră ce credeți? Eu nu mai mă dacă voi asta credeți, ok, credeți în continuare, chiar nu mai mă interesează nimic. Vorbiți în continuare. Ești de genul, Marius. Că mie nu mi-e clar. Ești de genul, se întâmplă în viață. Și acum... Nu, în emisiune se întâmplă în viață. Diana, nu te mai pune nimic la suflet. Eu nu sunt acord cu tine că... Acum v-am dat și pe seama cine și ar fi. Am 2-3 prieteni, am... Păi da, da, de ce nu mă certeam cu fata asta? Din cauza Roxanei. Păi da, din cauza Roxanei. Aole, din cauza mea. Dar de ce din cauza mea? Stați, că am o întrebare grea. Ia singur s-a dus Salin Scola. Întrebare grea. Auziți numai, Diana, dacă ar fi amungală să votați. Problema e n-ați de ce m-a putut să recunoască fătălor. N-ar vota ce mai aveți pretenții să recunoască? Dacă ar fi să voteze fetele, fete. Ia minte cu mesajele în față. Bă, ce țupic! Livian, dacă ar fi să voteze fete, fete ar vota șarpele. Păi da, stai liniștită, că ne poluesc fonic. Da, așa că nu iese așa repede ca vreți voi. Tu ne poluesc fonic în fiecare zi. Acum tu dai din păpoței. Nu crede așa importantă, că ți-am mai zis. Dai din păpoței. Eu pe Sergi îl votez. Credeți ce vreți, mă. Ești cea mai blană de aici. Unul bine, unui șarpe, unui hienă, unui balaur. Și Mariana ai mai sus ca tine. Mariana îți dă lecții la caracter. Tu mai vreți mult mai mult de atât, că nu înțeleg. Lasă-ne. V-ați lămurit, asta ați vrut să faceți, asta e creierul vostru, e problema voastră. Ascultați numai, să vă zic eu. Nu avem aer, Roxana, din cauza ta, lasă-ne. Vorbiți, vorbiți degeaba, stați să vă zic. Fetelor, băieți, stați un pic, să vă zic o întâmplare. S-a dus o femeie cu mașina pe stradă. O găsit un șarpe călcat. L-a luat, l-a îngrijit, i-a dat papa, i-a dat tătă. O crescut șarpele și l-a mâncat-o. O mușcat-o. A mâncat-o! O femeie a mâncat-o. Ce mai mușcat? Eu nu șarpele. De foame. Pe tu ce ai crezut că îs? Ce mai luat? Nu mai luat că șarpe. Adevărat? Eu ți-l dau cum vreau eu. E adevărat. Bildă. Intimitatea mea. Bildă. Să iau un pic, te rog. Ea nu e, ea nu e șarpe. Da. Mulțumesc, Livian. Șerpii sunt inteligenți. Crede-mă, sunt foarte inteligenți. Pe ea nu o văd foarte inteligentă.
Ce să-i faci aici? Nu văd foarte inteligent. Altceva. La prostii vă garantez și eu am făcut, era de făcut. Mai și eu destul de bine. Ligi, dar de ce nu dat? De ce nu dat dovadă de inteligență? Hai să vorbim de care vrea să-și vândă cartofii. Nu mă auzi, că nu mă aud de ea. Mănâncă și tu unul. Știi de ce? Nu, că țin la zice. Cam la tripe. Continu. Știi de ce? Da. Pentru că bag mâna în foc. Pentru toți din casa asta, oricare vrea să facă prostii, o să fiți ași. La prostie, nu denoți. Nu denoți inteligență, crede-mă. La lucruri înțelepte denoți inteligență. La prostii toți suntem ași. Credeți-mă. Bravo. Aș. Că mincinosul de obicei e considerat un om inteligent. Da, Ligi, nu ți se pare, adică te trebuie un pic de inteligență să gestionezi oamenii. Acolo are și ea un grămuț. Are și ea un grămuț de inteligență. Un pic. Little. Un pic. Și little. Dar grămuțul ăla riscă să se piardă sau persistă, înflorește? Mi se pare că aici, în casa asta, dar în afară nu știu cât de afară mult o ajută. Ce să florească, mă, că s-au înfilit florile, ce să mai florească? Ea oricum nu înțeles ce a zis. Da, e foarte inteligentă și de asta nu florea dacă mergea schema. Dacă vezi că e schema, e problema voastră și credeți în continuare ce vreți voi. Chiar nu ne interesează. Adică pe mine una oricum nu mă interesează. Conștiența... Da, vă interesează că vorbiți în continuu. Ligi, în momentul de față, crezi că ea e slăbiciunea emisiunii? Adică ai votat-o tot și tu topia dacă ar fi să plece o fată? Pe mine mă poluează foarte tare. Îți dai seama, eu cer voturile oricum. Faptele ei nu mi-aduc cinste în această competiție. Și da, nu simt nevoia să fiu într-o competiție cu un asemenea caracter. Da. Ai, ce bunii, simt nevoia. Afară de prostii și de lăicați bărbați, nu aduce nimic în acasă. Nu aduce nimic real și matur. Vrei să zici că oarecum riști să fii asociată? Din păcate, deja suntem asociate. Of, ce să-i că ne vindem pe o pereche de șlapi. Bine, nu chiar tot. Șlapi au rămas la el, eu nu i-am luat. Ești mai trăit. În afară de arăt, nu înțelege nimic. Schimb pe schimb. Da, păi ești foarte... Altceva? Cum ai vă petrece? Îi purtai și ziua de azi. Puterea dragostei. Dar o să am această competiție cu fete de la care am. Mă cheamă Adina. Și care să-mi aducă cinste. Adina. La zi. Nu, mie nu poate. Caracterul ei și faptele ei să-mi aducă cinste. Zi, Livia, că nu te auzi. Bruiază cineva. Stai că trebuie să las să termine Ligi și după aia. Gata, termină zi. V-a plăcut videoul nostru? Bineînțeles că v-a plăcut, altfel nu erați aici pe canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe videouri, nu uitați. Subscribe, like și share, bineînțeles. Iar pentru alte videouri, suntem aici, pe canalul nostru de YouTube, Puterea Dragostei.